Sfânta Scriptură spune despre omul credincios, omul regenerat, care este locuit de Duhul Sfânt, că nu poate să facă nimic bun fără ajutorul lui Dumnezeu. Și că tot ceea ce el face bun este cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Da? Dacă pui lucrul ăsta în sens invers, înseamnă că omul fără Dumnezeu, fără Hristos, fără Duhul Sfânt, nu poate să facă nimic bun. Dacă tot ceea ce o fac bun este cu ajutorul lui Dumnezeu, înseamnă că dacă nu l-am pe Dumnezeu, tot ceea ce fac este rău. Nu? Dacă tot binele vine din Dumnezeu și pot să fac bine numai când l-am pe Dumnezeu, înseamnă că dacă nu l-am pe Dumnezeu, tot ce fac este rău. Foarte clar lucrul acesta. 2 Corinteni 3:5 zice Pavel, nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Nimic nu vine de la noi. Dimpotrivă, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. 1 Corinteni 4:7. Că și cine te face deosebit? Ce lucru ai, auzit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Răspunsul este niciunul. E clar că se referă la lucruri bune. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Vezi? Doctrina depravării totale îți ia orice motiv de laudă. De asta e important să o susții. Nu ai niciun motiv să te lauzi. Eu am făcut mai mult decât eu am făcut. Nu ai făcut mai mult decât asta. Sau dacă ai făcut, ai făcut pentru că Dumnezeu ți-a dat să faci așa. Asta înseamnă că lauda este a lui Dumnezeu, nu a ta. Roman 7:18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. E clar, omul transformat nu este în firea pământească, este în Duhul. Și ce produce poate să fie bun acceptat înaintea lui Dumnezeu. Ioan 15:5. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Sunt oamenii de afară despărțiți de Dumnezeu?